sunt absolut aberante și periculoase declarații domnului Voinescu. Eu fac parte din același colegiu cu domnul Voinescu de la Ploiești, suntem ploieșteni amândoi. Dânsul și-a tras obloanele la Ploiești și nu mai dă prin colegiu pe acolo. De altfel, toți, este o caracteristică, așa cum nu mai apar la emisiunile dumneavoastră, deputații și senatorii PDL au obloanele trase la cabinetele parlamentare. Unii nici n-au cabinete parlamentare, nu mai vorbim de treaba asta. Dar a vorbi despre așa, eu mă întâlnesc cu oameni în Ploiești și vin și să plâng într-adevăr. Și nu i-am incitat niciodată, nu există nicio dovadă, ba chiar mă aștept, pentru că știu metodele PDL-ului, să regizeze mâine cu niște activiști de-ai lor ceva manifestări turbulente, dar să mă bizui pe bunul simț al oamenilor din sindicate care îi vor depista rapid pe aceștia și îi vor trage la răspundere. Nu și-ar fi permis Sever Voinescu să iasă în inconștiența lui să spună asemenea aberații dacă nu-i dădea voie Traian Băsescu. Sever Voinescu n-a vorbit niciodată fără voie de la Traian Băsescu. Este produsul lui Traian Băsescu. Traian Băsescu este președintele României de 6 ani și dacă avea informații trebuie să spună. Mâine români, fac apel la românii și numea să nu iasă în stradă pentru că i-a instigat nu știu cine. Ducem că primul embrion și eu cred că e foarte periculos și am sezat asta în cuvântarea domnului Voinescu și revin la ea pentru că e foarte periculoasă, duce către o dictatură. Și să vedeți cum văd eu lucrurile, că a fost ofițer de contraspionaj și nu mi-e rușine să spun lucrul ăsta, când vii cu asemenea declarații, înseamnă că pregătești terenul să existe o forță în România, și asta nu poate să fie decât la Traian Băsescu, care să liniștească pe toată lumea.